Bună, dragi prieteni și abonați ai canalului De Toate Pentru Voi! Azi vreau să vă arăt cum fac eu mierea din muguri de brad, pentru care avem nevoie de următoarele ingrediente. Mugurii de brad pe care i-am spălat înainte și i-am lăsat la scurs, apă și zahăr. Acum voi merge să pun în cratiță mugurii pe care îi voi acoperi foarte bine cu apă. Eu mi-am pregătit deja oala cu puțină apă, nu foarte multă. Voi vedea cât va mai fi nevoie să acopăr bine mugurii. Mi-am pregătit aici sticla cu apă. Este o miere foarte gustoasă și sănătoasă în același timp, pentru a menține sistemul imunitar, pentru tuse. Este destul de ușor de făcut și chiar merită. Bun, acum voi mai pune apă. Să vedem dacă mai necesită sau este suficient. Dacă îi mai așez eu așa puțin. Da, pare să fie ok. Apa acoperă destul de bine mugurii. Acum tot ce trebuie să fac este să las să fiarbă. S-a înfierbântat apa și chiar dacă încă nu a ajuns la punctul de fierbere, deja mugurii de brad au început să își schimbe culoarea, după cum vedeți. Eu voi lăsa așa, acoperit, dar nu chiar de tot, da? Ca să aibă loc pe unde să iasă aburul. A început deja să fiarbă, vreau să zic că deja miroase minunat. Eu am lăsat să fiarbă cam 45 de minute. Acum vă voi arăta, vedeți, cât este de lăptoasă deja ziama, ceea ce înseamnă că este momentul să opresc focul și las puțin să se răcească, după care voi strecura. După cum vedeți, am strecurat mugurii de brad. Acesta este lichidul pe care eu l-am obținut. Vedeți cât este de albicios. Acum, tot ce trebuie să fac este să măsor, să văd cantitatea de lichid pe care eu am obținut-o și raportat la el, voi pune cantitatea de zahăr. Aici am o sticlă de 1,5 litri, iar în aceste două căni am împreună jumătate de litru, ceea ce înseamnă că eu m-am obținut 2 litri de lichid. Așadar, dragii mei, la cei 2 litri de lichid, eu voi adăuga 2 kg de zahăr. Dumneavoastră, dacă obțineți, de exemplu, o jumătate de litru de lichid, veți spune o jumătate de kilogram de zahăr, dacă aveți un litru, veți spune 1 kg de zahăr și așa mai departe, da? Acum mergem la aragaz, să punem la fiert lichidul cu zahărul și ziama de la... Eu am pus o lămâie mare, am o lămâie mare și voi pune ziama de la o lămâie mare. Ce am vrut să mai specific, dacă cumva lămâile dumneavoastră sunt mai seci, atunci puteți să puneți mai multe lămâi, da? Eu am avut niște lămâi bio, foarte zemoase și atunci a fost suficientă o lămâie mare, toarsă. Și acum ziama de lămâie, am aici, am măsurat, sunt în jur de 100 de mililitri, era foarte zemoasă.
Iar acum vom lăsa să fiarbă. Veți vedea că își va schimba compoziția, culoarea. Și lăsați să fiarbă până la consistența dorită, respectiv cea a unei mieri. După cum vedeți, deja a scăzut și a schimbat culoarea complet. Voi opri aragazul înainte. Voi pune pe o farfurie pentru a face proba, să vedem dacă este suficient. Pentru că mirea s-a răcit de tot, cea pe care am pus-o în farfurie, voi face acum acel test despre care v-am spus. Și da, după cum se poate observa, are deja textura mierii, ceea ce înseamnă că este gata și putem să o punem în borcane, închise, bineînțeles, hermetic cu un capac. Aceasta este rețeta mea de miere din muguri de brad. A mea încă nu s-a răcit de tot. Când se va răci, va fi mai groasă. Dacă dumneavoastră doriți ca atunci când se răcește mirea să nu fie chiar atât de groasă ca și a mea, atunci puteți să lăsați la fiert mai puțin. Eu am lăsat-o să fiarbă timp de 2 ore. Sper din suflet să încercați și dumneavoastră această rețetă. Ne vedem data viitoare. Pa, pa, prieteni!